În ultima vreme, tot mai mulți giurgiuveni care și-au achiziționat sau terminat de construit o casă, ori și-au cumpărat o mașină nouă, uită să-și declare bunurile la fisc. De la începutul acestui an și până în prezent, Direcția de Taxe și Impozite din Giurgiu a găsit în această situație 260 de imobile și 2000 de autovehicule nedeclarate. Practic, proprietarii acestor bunuri ori au uitat să-și declare casele și mașinile, ori nu au ținut cont de lege și nu le-au declarat cu bună știință. Am constatat anul acesta niște surprize. De la 1 ianuarie am descoperit numai puțin de 260 de imobile de clădiri în speță, nedeclarate de ani buni unele dintre ele, și numai puțin de 2000 de autovehicule. Practic o evaziune. Practic aceste persoane au eludat bugetul local de această dată cu neplata impozitelor și taxelor aferente. Deși se spune că este mai ieftin să respecti legea, se pare că acest dicton nu prinde la giurgiuveni. Astfel, controlele s-au intensificat încă de la finele anului trecut. Dar pentru că în România există un sistem altfel decât în țările occidentale, care se bazează pe declarații, impunerea se face de către stat de la data declarării bunului respectiv. Contribuabilul trebuie să știe că la în maxim 30 de zile de la data unei tranzacții, de la data modificării elementelor patrimoniale, modernizare a unei clădiri, să zicem, sau construcție, finalizarea unei construcții, trebuie să vină și să declare în 30 de zile această modificare. Ei bine, din constatările noastre am realizat că în ultimii ani nu prea s-a întâmplat acest lucru. Pentru cei care au încercat să înșele statul, s-au aplicat amenzi usturătoare și, unde a fost cazul, au fost sesizate organele de control ale statului. După înscrierea bunurilor în rolul fiscal, aceștia au posibilitatea de a-și plăti dările în termen de 15-30 de zile. În caz contrar, se vor face demersuri pentru executarea silită. Ba mai mult, Direcția de Taxe și Impozite vine în întâmpinarea rezolvării situației prin acordarea de plăți eșalonate în maxim 5 ani.